Bună ziua, bine v-am găsit la conferința noastră săptămânală. Suntem ultima entitate politică înregistrată în registrul partidelor politice. Am luat ființă pe 1 decembrie 2019 la Alba Iulia. Suntem Alianța pentru Unirea Românilor. Avem structuri, filiale, grupuri de inițiativă în județele României și în toate comunitățile unde trăiesc români peste hotarele actuale ale țării. Încep această conferință de presă de săptămâna aceasta semnalând niște atacuri ciudate care au venit la adresa mea, George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, și la adresa Alianței din partea unor structuri care de mult n-ar mai fi trebuit să existe în societatea românească și în spațiul public românesc. Am fost atacat personal de Aurel Rogojan, care a fost șeful de cabinet al securității din vremea comunistă. A fost numărul 2, era șeful de cabinet al lui Iulian Vlad. Deci cea mai scârboasă față a securității, care a făcut mii de victime înainte și după 1989. Aceste atacuri sunt niște invenții și mă deranjează foarte mult că atât grupări, cât și jurnaliști pe care îi credeam de bună credință preiau aceste intoxicări ale acestui securist numit Aurel Rogojan. Încă o dată, era șeful de cabinet în vremea securității comuniste, acest om. Și atacurile au venit și din partea lui și din partea diferitor altor oameni. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, milităm pentru asanarea spațiului public românesc de astfel de indivizi, de fosta securitate criminală și de figurile marcante, de conducătorii, de cei care au fost la vârful eșaloanelor 1 și 2 din Partidul Comunist Român. La fel cum domnul Aurel Rogojan n-ar trebui să lanseze cărți despre patriotul Iulian Vlad, și la fel cum Ion Iliescu n-ar trebui să mai iasă în spațiu public să lanseze cărți sau să fie privit ca un punct de reper, credem că formațiunea noastră are tot dreptul să ceară asanarea spațiului public românesc pe toate căile legislative. Este incredibil că acestor oameni li se oferă platforme de comunicare în loc să fie trimiși odată și pentru totdeauna la 30 de ani de la 1989, să fie trimiși la coșul de gunoi a istoriei. Din păcate, pentru ei nu mai au multe instrumente. Au încercat să ne atace prin diferiți indivizi din diaspora, unde mai au încă celule active. Ne-au atacat prin niște indivizi care sunt cu bolnavi psihici, cu patalama. Și cu această ocazie vreau să anunț faptul că partidul nostru, formațiunea noastră politică, Alianța pentru Unirea Românilor, cere introducerea testării psihologice, nu oriunde, în cabinete specializate, pentru candidații la funcțiile publice. E incredibil cum un individ care are certificat de bolnav psihic poate să-și facă partid și poate să concureze în alegeri de orice fel. Astea sunt instrumentele foștilor securiști. Nici cu actualii nu ne este rușine și, din păcate, au mai rămas mulți care influențează mediul politic, presa și mediul economic. Ar trebui să se facă ordine în acest domeniu. Intrăm pe ordinea de zi a conferinței noastre de astăzi, care vizează criza politică actuală, tăierile ilegale de păduri și legea educației, care este în aceste zile sub atacul UDMR,
educația națională, educația din România, este sub un foc continuu venit din partea acestei formațiuni, acestui terorist etnic numit UDMR. O să încep cu tăierea de păduri, un aspect pe care noi ne pronunțăm de fiecare dată. Suntem împotriva tăierii ilegale de păduri și împotriva exportului de lemn brut din România. Pădurea este un bun de care trebuie să beneficieze în primul rând românii, la fel ca și celelalte resurse naturale ale României. Aurul nostru, gazele noastre, petrolul nostru, lemnul nostru sunt resursele noastre naționale și românii trebuie să fie principalul beneficiar al acestor resurse. Am văzut din partea Comisiei Europene, sub diferite circumstanțe, a venit o avertizare că dacă în timp de o lună nu vom lua măsuri pentru a stopa tăierea ilegală de păduri, vom intra în procedură de infringement. Este o amenințare care trebuie luată în serios de conducătorii noștri. Din păcate, am văzut o conferință de presă a lui Costel Alexe, a ministrului mediului, care s-a pronunțat privind tăierea ilegală de păduri și privind calitatea aerului și calitatea mediului în România, o chestiune pe care am intrat deja în procedură de infringement. Și mi s-a părut că în fața camerelor este un biet ONG-ist care nu are instrumente să acționeze. Domnul ministru mediului, fost, actual, interimar, demis, putea în cele 3 luni să facă mult mai multe pentru stoparea tăierii de păduri. La fel cum AUR a cerut, la fel cum voci din societatea civilă au cerut. Nu a făcut acest lucru și se plânge de parcă nu ar fi domeniul dânsului. Este incredibil, la fel cum este incredibilă criza politică actuală în care suntem ținuți de poftele politice ale actorilor principali din prezent. Mă refer aici la președintele Iohannis, la PSD, la PNL și la UDMR. În anul 2020, România nu va evolua în niciun fel din cauza acestei crize politice care avantajează și PSD-ul, și PNL-ul, și UDMR-ul, iar alegerile acestea anticipate care sunt susținute și de către USR nu fac decât să declare oficial, cu subiect și predicat, anul 2020 un an pierdut pentru România și pentru români. Viitorul Parlament o să intre în funcție abia în septembrie, dacă vor avea loc alegeri anticipate. Până în septembrie, noi rămânem într-o criză la nivel de țară. Am văzut că ordonanțele de urgență pe care guvernul Orban nu sunt tocmai constituționale, am văzut că nimica nu se mai mișcă, avem miniștri interimari, fără puteri reale și atunci ne uităm și noi și nu înțelegem de ce tot acest haos, dacă sunt atâtea forțe politice, să își asume guvernarea și să facă ceea ce ei promit oamenilor. Dar se vede treabă că sunt incapabili să livreze românilor ceea ce au promis. Cu ocazia unor alegeri care nu aveau legătură cu tăierea pădurilor, cu bunăstarea românilor, cu nivelul educației și a sănătății. De exemplu, la alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale, am văzut numai promisiuni. Acum trebuie românii să-i voteze într-una și într-una, tot cu aceleași marote. Dar anul 2020, cine ne-l dă înapoi? Și anii pierduți în acești 30 de ani, cine ne-i dă nouă românilor înapoi? Revin la subiectul tăierilor ilegale de păduri și a măsurilor pe care România trebuie să le ia. Și nu pot să observ în spațiu public și venind din zona vectorului de opinie USR Plus, domnul Moise Guran, înainte, neoficial, acum oficial,
că a venit cu un set de măsuri pentru oprirea tăierilor ilegale de păduri. Din păcate, măsurile sunt de sorginte socialistă și, din păcate, primul punct propus de Moise Guran este oferirea de lemn gratuit către cei care au venituri scăzute. Asta ar trebui să facă statul, să continue această practică de a da ajutoare sub diferite forme și gata, se taie oprirea tăierii, se oprește tăierea ilegală de păduri. Nu suntem de acord cu această propunere. Propunerea noastră, îmbrățișată parțial și de domnul Guran, gazificarea completă a României din fonduri naționale și europene și folosirea gazelor din Marea Neagră, care aparțin de drept românilor, pentru a nu mai avea nevoie anumite categorii sociale să cumpere ilegal sau mai puțin legal sau la suprapreț după venirea companiilor Schweinhofer, Eger și Cronospan în România. Trebuie să beneficiem cu toții de condiții normale de trai. În felul ăsta, printr-o gazificare completă a României, nicio casă fără gaze, pe o perioadă de 10-15 ani, desigur, vom reuși și să rezolvăm problema asupra aglomerării orașelor, marilor orașe, București, Cluj, Timișoara, oferind condiții de trai normale tuturor românilor care nu vor neapărat să stea în marile orașe sau nu sunt obligați de un loc de muncă în acest sens. Domnul Moise Guran face apel la grupul Renew Europe și țin să remarc că unul dintre liderii acestui grup european în care face parte USR Plus, Guy Verhofstadt, domnul care venea să ne dea lecții despre anticorupție aici în România, a declarat că Statele Unite ale Americii nu mai sunt aliatul nostru natural. E un semnal îngrijorător, la fel cum a fost și vizita lui Putin la domnul Macron. Nu știu care e aliatul nostru natural. Dacă domnii din Renew Europe și domnii de la USR Plus consideră că Rusia este aliatul nostru natural, se înșală. Avem o mare experiență în Basarabia contra propagandei și contra mașinăriei moscovite și cred că trebuie să iasă din calcul astfel de discuții și o astfel de gafă a domnului Verhofstadt trebuie neapărat să fie taxată și trebuie să se delimiteze cei de la USR de astfel de practici. Mai vreau să semnalez un lucru tot legat de criza politică actuală. Este inadmisibil faptul că la Conferința Internațională de Securitate de la München președintele Iohannis nu este prezent. L-a trimis acolo pe un prim-ministru care nu are nicio legitimitate. L-a trimis pe domnul Orban să reprezinte România. Dar domnul Orban tocmai a fost demis de către Parlament prin prisma unor blaturi politice și unor jocuri politice despre care am vorbit mai devreme. Nu știm ce alte priorități are președintele Iohannis. Dar prezența lui era necesară acolo, mai ales că participă și președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Este inadmisibil și vreau să văd care este agenda președintelui, pentru că n-am văzut nimic public pe agenda președintelui. Poate tocmai această prioritate zero, tocmai aceste alegeri anticipate, tocmai darea peste cap a României și pierderea anului 2020, nu înțeleg de ce președintele României, care reprezintă România, pentru asta a fost votat, să reprezinte România pe plan extern, îl trimite pe domnul Orban. Nu înțeleg lucrul ăsta. La fel cum nu înțeleg și vrem reacții imediate pe subiectul legii educației care a fost atacată de către
teroristul etnic numit UDMR. Este inadmisibil ce lege a trecut prin Camera Deputaților și prin Senat, prin votul tuturor partidelor politice parlamentare. Toți au votat această lege antinațională. Este de datoria președintelui Klaus Iohannis să întoarcă înapoi la Parlament această lege antinațională. Sunt 30 de amendamente formulate de UDMR pentru modificarea legii educației. Președintele Iohannis ne-a promis un proiect de țară pe care nu l-am văzut. Ne-a promis o lege a educației, ne-a promis o Românie educată. Pentru asta a făcut comisia de acolo, de la Cotroceni. N-am văzut niciun rezultat. Vedem legea actuală a educației, amendată la inițiativa UDMR, prin care fel de fel de puncte din lege sunt pur și simplu absurde. Și vom discuta astăzi de 3 dintre aceste puncte care ne-au sărit în ochi, iar săptămâna viitoare, la conferința de săptămâna viitoare, vom veni și cu experți în educație și asistență socială care vor intra în detaliu. Klaus Iohannis, dacă este președintele tuturor românilor, are obligația să retrimită această lege antinațională înapoi la Parlament, iar formațiunile politice de astăzi, pe care vrem și le vom înlocui, trebuie să nu mai voteze unanim, n-a fost niciun vot de respingere a acestei legi în Senat. Unii s-au făcut că se abțin. Dar n-a votat nimeni împotrivă. Împotriva la ce? Împotriva faptului că rectorii sunt pe viață. Nu au mandatele limitate. Păi, în felul ăsta, având în vedere autonomia universitară, vom avea mici dictatori la nivelul universităților din țară. Susținem limitarea mandatelor rectorilor, așa cum era până acum. În urma, lucrul ăsta s-a stabilit în urma unor ample dezbateri publice, nu așa peste noapte cum vrea UDMR-ul. Ce mai vrea UDMR-ul? Vrea ca orice etnic din rândul minorităților naționale să susțină admiterea la facultate, la masterat, la doctorat în limba maternă. Chiar dacă acele universități nu au secții de limba respectivă. Deci, la Universitatea Ovidius, unde nu e secție de limba maghiară, UDMR-ul vrea ca un etnic maghiar, a căror drepturi noi le susținem și le sprijinim, dar nu să blocheze total și administrația și universitățile și toată România, UDMR-ul vrea ca acel etnic să dea admitere în limba maternă. Ca după aia să ce? Că oricum o să învețe în limba română mai departe. Este inadmisibil. La fel, este o prevedere în aceste amendamente care prevede că trebuie consultat UDMR-ul la schimbarea claselor de limbă maghiară sau de alte limbi, respectiv reprezentanții din Parlament a celor etnii. Trebuie consultat și trebuie să-și dea acordul. Nu se mai poate închide, nu se mai poate reorganiza o universitate dacă nu-și dă acordul UDMR-ul. Atât de important a ajuns UDMR-ul în țara noastră. Să facă legi special pentru ei. La fel cum, de fapt, au făcut legea alegerilor, ei și-au făcut propriu prag. Pentru UDMR nu mai există pragul de 5% și au creat propriu prag special. Și toate partidele politice sunt complice cu acest terorist etnic numit UDMR. Din păcate. Pe subiectul legii educației, colega mea, președintele Organizației de Femei, Ioana Adela Târziu Grejdeanu, o să vă spună mai multe lucruri. Mulțumesc! Mă bucur în primul rând să vorbesc astăzi în fața voastră, nu doar în calitate de președinte al Organizației pentru Femei, ci și în calitate de asistent social.
și să susțin solicitarea făcută de președintele Federației Internaționale Asistenților Sociali, doamna Ana Rădulescu, președinte și al Asociației Asistenților Sociali din România, solicitare prin care se cere trimiterea spre reexaminare a articolului 250, litera G, din legea aprobată pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Aș vrea, înainte de a vorbi despre această solicitare, să clarificăm câteva aspecte. Mai exact, să delimităm profesia de asistent social de asistatul social. Revenind la solicitare, Senatul României a aprobat în data de 11 februarie 2020 legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Modificarea articolului acestuia, 250, litera G, a fost necesară, dar forma adoptată de către Senatul României încalcă legea 466 din 2004 privind statutul asistentului social din România. Iar prin această încălcare sunt afectați direct familia și copiii care au nevoie de suport. Ce spune articolul acesta? Acest articol spune așa: pentru funcția de asistent social este necesară absolvirea unei instituții de învățământ superior, de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licență ori de absolvire, sau a unei școli sanitare post-liceale sau a unui liceu pedagogic, specializarea mediator școlar. Precizăm de asemenea că în baza legii 466/2004, funcția de asistent social poate fi ocupată doar de către o persoană care deține titlul de asistent social dobândit în baza absolvirii unui program universitar de licență cu specializare asistență socială, program acreditat. Acest lucru se impune pentru a asigura copiilor, dar și familiilor, cu cerințe educaționale speciale, asistența și suportul profesional necesar pentru a participa și se integra în mediul social. Forma actuală a articolului 250, litera G, nu face diferența dintre nevoile sociale, nevoile educaționale și cele legate de sănătatea copilului și a familiei. Și va introduce în practica neunitară ocuparea funcției de asistent social. Mai mult, pregătirea universitară a unui asistent social oferă asistentului social pachetul prin care deprinde cunoștințele, abilitățile și valorile necesare pentru a interveni sistemic și pentru o intervenție cognitiv-comportamentală într-o abordare complexă. Familiile și copiii, așa cum spuneam, care au nevoie de suport, vor fi afectați direct. În timp ce nevoile educaționale ar putea fi acoperite de absolvenții de școli pedagogice, iar cele de sănătate pot fi acoperite de absolvenții de școli profesionale sanitare, nevoile de suport și consiliere socială pot fi acordate doar de un asistent social cu studii universitare de licență și nu de un absolvent de școli post-liceale. De asemenea, nevoia de respectare a legislației în domeniu, precum și asigurarea profesionalizării serviciilor prin angajarea de personal specializat în acord cu cerințele postului pe care urmează să-l ocupe, ne determină să ne adresăm domniei președintelui României, Klaus Iohannis, și îl rugăm să nu trimită către Senatul României, să trimită către Senatul României solicitarea noastră și modificările să fie următoarele: pentru funcția de asistent social, absolvirea unei instituții de învățământ superior, program universitar acreditat de lungă sau de scurtă durată, cu specializarea asistență socială. Aceasta este solicitarea la care ne referim. Și mai departe o să vorbesc despre nevoia socială. Suntem uneori îndreptați să spunem: eu nu voi avea nevoie, eu nu am nevoie de un asistent social. Și aici o să fac puțin o scurtă introducere și o să vorbesc puțin despre asistentul social, pentru că asistentul social nu se ocupă doar de împărțirea ajutoarelor de la stat pentru categoriile defavorizate, nici numai de salvarea unor naufragiați sociali sau a unor persoane căzute în diferite patimi, cum ar fi dependenții de droguri, sau unor persoane căzute din sine și care acum au ocupații ignobile. Nimeni nu este scutit de diferite probleme. Oricine poate avea nevoie la un moment dat de o ușă deschisă sau de o simplă consiliere.
Cum pentru sănătate avem nevoie de medic, pentru educație, de profesori, pentru sănătatea sufletească, de un preot sau de un psiholog, pentru integritatea persoanei avem nevoie de un asistent social care să fie avizat, să urmeze cursuri universitare acreditate. El este cel care intervine în situații de criză. Dacă ne raportăm strict la evenimentul colectiv, asistentul social este cel care oferă suport atât victimelor, cel care a oferit suport victimelor care au trecut prin accident, prin arsură efectivă, dar și familiilor acestora. Deci solicitarea noastră este aceea de a nu face rău familiei și copiilor, ducând această profesie în derizoriu. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, Ioana, mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi, celor care ni se alătură în fiecare zi. Mă bucur că proiectul și platforma Alianței pentru Unirea Românilor atrage din ce în ce mai mulți compatrioți, atât din hotarele actuale ale țării și cât din comunitățile din străinătate. Mă sperie ce s-a întâmplat recent, ieri, mai exact, într-o formațiune politică care pretinde că este nouă, dar din păcate este străină de interesele românilor și de interesele poporului român, are așa niște simpatii mai neomarxiste și mai internaționaliste. Mai exact e vorba de situația de la sectorul 4, nu există democrație internă în aceste partide, totul vine dictat de la conducerea partidelor. Cei care au pus mâna pe conducerile acestor partide nu oferă oamenilor buni din sectoare, din județe, șansa de a candida. Ne gândim și că domnul Barna și cu domnul Cioloș sunt părtași la mafia politică existentă, sunt complici cu domnul Daniel Băluță și de asta au schimbat candidatul pe sectorul 4 care avea șanse reale. Oferim platforma Alianței pentru Unirea Românilor, oferim aur tuturor românilor din afara mafiei politice actuale pentru a candida. Treceți o comisie de integritate, vă depuneți candidaturile pe site-ul nostru www.partidulaur.ro și împreună vom schimba România. Salut următoarele lansări de filiale anunțate. Duminica acum, pe 16 februarie, la Botoșani. Pe 23 februarie, filiala județeană Hunedoara își va lansa conducerea la Deva. Și am înțeles că la Sicilia, pe 5 aprilie, vom avea Aur Sicilia, filială din cadrul Aur Italia. Mergem mai departe, indiferent de obstacolele pe care actuala mafie politică le pune în calea noastră, vom avea candidați la toate consiliile județene și o să ne luptăm ca această aberație numită alegeri la termen versus alegeri anticipate să nu se întâmple. Una sunt alegerile locale, alta sunt alegerile anticipate. Pentru poftele politice proprii să nu răstoarne ei România cu sus în jos, că s-ar putea să-i răsturnăm noi pe ei. Vă mulțumim mult, o zi bună!